Următorii mei invitați sunt frumoși la chip și la suflet. Nu i-am văzut de mult și nu spun asta așa doar de dragul de a o spune. Sunt foarte calzi și, repet, arată foarte bine și la chip și la suflet. Ia uitați-vă ce eleganți sunt! Maria Arpenti și Petru Pogor, interpreți soț și soție, familie. Bună seara! Bună seara! La mulți ani 2023, Dunița, da. Și întregii echipe. Mulțumim! Da, și mă bucur, ne-a spus că chiar am avut ocazia să ne cunoaștem în emisiunea Cine vine la noi, cred că de două ori, doar că a fost într-un format online. Dar astăzi, uite că te văd live. Dar noi nu ne-am mai văzut pe într-un studio. Niciodată? Nu, în studio niciodată, doar în format online. Iată. E timpul pandemiei. Dar știi că aveam senzația că... Parcă așa am senzația că ne cunoaștem de viață. Am mai fost pe coridoarele aici când veneam eu singură și mai prezentam pe piesă. Și oricum ați intersectat așa. Da, acum ne vedem la emisiunea Live Studio, ca să așa. Petru, spune-mi dacă Maria a luat în buletin numele tău de familie. Sigur, da. Doar deci... că e dublu. Arpenti Pogor. Aha, a păstrat Andrei Pogor. Da. Frumos. Ce vă face? Eu întâi vreau să termin cu familia și apoi o să vorbești despre muzică. Nu pot să nu vă întreb despre fetița voastră, care deja e cât are, măricică, Dorotea? 3 ani jumate. Trece timp așa de repede că nu vine să cred. Câteodată îmi dau lacrimile, mă sensibilizează prin faptul că deja atât de bine vorbește și atâte teme discută cu noi, atâtea întrebări îmi pune că nu vine să cred că Doroteea noastră, puiuțul cel de sub inimioară, că așa și știe. Mă întreabă câteodată... Fotografia, uitați-vă, ședință, foto de Crăciun, de Revelion. Mă întreabă câteodată, mamica, de unde eram eu? Vede poze din, mai de mult. Și spune, era în inimioara mea, sub inima mea. De spune, mai vreau să fiu sub inima ta. Vine la inima mea. E tare dulce. Ce drăguț. Petru, Doroteea e fata tatei sau e a mamei? La sigur. Da? E a noastră, dar mai tare a tatei. Chiar dacă nu seamănă poate cu mine, că e mai blonduță, dar e fata tatei. E blonduță de atâta că și tata au fost blonduți până la 6-7 ani. Apropo, mai are 7 frați. Și toți au fost blonduți, așa, și vreșorii Doroteei la fel sunt blonduți mai târziu, când mai cresc, se întunecă la păr. Da, ea s-a născut brunețică, foarte, chiar brunețică de tot, cum e tata acum, și în decurs de vreo 7 luni a început să se deschidă așa la păr. Ca păi treptat și eu să mă iluminez un pic. Așa, ce interesant! Dar e blonduță, blonduță, blonduță! Veritabilă, adică... da, da. Foarte frumos. Nici n-am visat. Nici nu credeam că pot... să ajung să-mi dea Dumnezeu așa un mare dar. Da, să ne dea un dar minunat. Deci, Petru, tu vii dintr-o familie cu 7 copii? 8. 8 în total? Da. Cu tine? 8? Cu mine, da. 6 frați, 2 surori. Și tu ești unde? La mijloc. Fix la mijloc. Da. Foarte, nu știam asta. Pentru că am început discuția despre familie și v-am întrebat despre fetița voastră, vreau să menționez că, nu știu, în cazul în care nu mai știe cineva, dar mi se pare că toată lumea știe, voi sunteți așa, o familie muzicală, de la și până la, pentru că ați făcut muzică, muzica faceți continuare unit, muzică. Apropo, da, da, prin cântec, tot prin studiourile televiziunii naționale, la teleradio, pe acolo eram mai întâi în calitate de cântăreți de cor în Capela Moldova, pentru că acolo am început eu să lucrez prin 2009, dar el lucra deja de vreo câțiva ani. Deci ne leagă multe de teleradio. Da, și prin platourile televiziunii deseori aici, la filmări, la programele de... Zic ca la noi acasă. Da, uite câte lucruri am aflat. Deci v-ați cunoscut aici. Apropo, zona telecentru este și cumva inimioara noastră pe harta geografică, cum ne-am și întâlnit. Și venind acum încoace, țin să spun, poate n-ai fost pe afară de vreo 2 ori, afară ninge. A ninge? E minunat. Da, e rece și frumos și ninge. Am adus zăpadă și suntem tare bucuroși. Noi ca tare o așteptăm, pentru că tot e minus, să fie și alb pe afară. Că... A, uite, chiar, da. Noi s-o dăm pe Doroteea cu Sania cât tare vrea. În sfârșit, da. Ce interesant. Doroteea are înclinații muzicale deja? Ghiciți așa, intuiți că... Sigur! Cântă de dimineață până în seara. Cântă și intonează bine și acum, în perioada sărbătorilor, atât de mult am cântat Steaua sus răsare, o ce veste minunată și mai cânt, mami, hai să cântăm și așa, și așa. Și repertoriul la grădiniță, programul care l-au făcut doamnele educatoare, așa de frumos, ea a implicat-o și pe ea și pe ceilalți copii și e o sărbătoare. E o sărbătoare. Și în ultima vreme ceva mai nou, o imită foarte frumos pe Mărioara, ca și cum ea e mama și se duce la serviciu. Duce în camera altorată și cântă, cântă, la 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 la. Bună seara, a venit mama de la serviciu. La concert, la concert. La concert, spune, mama a venit la concert, deseori sunt în,
Simt că uneori, fiind foarte implicată în programul muzical, cu activitatea de la Capela Academică Doina, de la Filarmonică, se întâmplă că deseori lipsesc anume seriile atunci când ea deja e acasă cu tate și ea știe că mami cu programul respectiv și spune mami, mâine tot ai concert, poate mâine stai acasă sau mâine ai emisiune sau mâine mergi acolo sau așa. Cumva simt uneori că e egoistă, că nu-i ofer tot timpul de care are nevoie, pentru că e taman la vârsta când are nevoie să-i se răspundă la întrebări, să fie conexiunea asta. Iată, despre asta. Da, știi cum se spune. Copii am așa o tragere de inimă. Da, da, știi, copiii au nevoie de părinți fericiți și împliniți și de mame împlinite. Mulțumesc. Și eu cred că tu ești foarte împlinită pentru că reușești să și muncești. Și Maria, îmi spuneai un pic mai devreme că te-ai redescoperit recent și într-o altă ipostază, cea de profesoară de cantă. Da, am primit o provocare foarte bună. Îi mulțumesc pe această cale colegii mele, Cristina Mândrean. Ea este plecată într-un turneu, dar fiind profesoară de mai mult timp la școala Doga, Eugen Doga, mi-a spus, Maria, am nevoie tare mult să mă locuiești 3 luni, încearcă-te, vezi că o să-ți placă. Uite, am mers acolo și am descoperit 9 fetițe cu vârste diferite, de la 9 la 18 ani și m-am implicat cu tot sufletul și m-am redescoperit pe această cale că eu aș putea să predau canto și îmi doresc să fac asta și mai departe și am văzut atât de dornice și mă așteaptă de fiecare dată cu bucurie și lecțiile noastre sunt o sărbătoare la fel, sincer. Și îi mulțumesc pe această cale Cristinei, evident. Eu chiar te văd așa, o doamnă profesoară foarte caldă și foarte senină. Mulțumesc. Petru, și tu ai alte activități. Mie asta mi se pare interesant, știi? Tu ești implicat în alte sfere, în alte domenii. Suntem implicați că știm realitățile, da, și nu știm... avem cum. Da. Reușim, trebuie să reușim să le facem pe toate și să le facem bine. Dar nu uiți de muzica, asta mi se pare frumos, că n-ai, muzica nu te-ai e viața mea. Așa. Cântăm și în baie, cântăm și la bucătărie, cântăm pe tot, mai ales de când este Doroteea, cântăm non-stop. Cântăm și la Sfânta Biserică în fiecare duminică, în locașul Bisericii Sfânta Trăime din Chișinău. Da. Da. Un locaș tare drag și aproape sufletului nostru, unde ne așteaptă tot timpul un părinte minunat și cu parohia întreagă. Ca o familie, de fapt, suntem o familie, da. Dacă tot ați zis că sunteți întotdeauna în cântări și cântați mult, hai să ne cântați și nouă, acum. Cu mare drag. O piesă se numește Ninsă ramura de brad. Și cred că, uite, fix legat de ce se întâmplă afară. A nins și piesa voastră e pe... Ferie sărbătorilor încă continuă. Să nu creadă lumea că dacă s-a început noul an și sărbătorile au trecut, nu, de acum încolo... Mesajul este să fim mai buni și să vină de la noi bunătatea anului nou care a sosit. Și să ne așteptăm doar dintr-o parte să cântăm, să ne bucurăm și în același timp să facem fapte frumoase în toată ziua. Da, cu pace în suflet, cu pace în casă și cu pace în toată lumea să fie frumos și bine. Așa să fie. Mulțumim că ați trecut pe la noi seara asta și vă mai așteptăm cu mare drag și o să vă invit acum să ne cântați. Vă mulțumim tare mult! Vă rog, mulțumim tare mult, Maria Arpenti și Petru Pogor, doamnelor și domnilor. Și nu știam că a nins afară, dar mă bucur, deși recunosc că eu nu prea așteptam multă zăpadă. Dar e foarte bine că iarna și-a intrat în drepturi și totul se întâmplă așa cum trebuie să se întâmplă. Iarna trebuie să fie frig și trebuie să se ningă. Natura a fost darnică cu noi, iar noi suntem darnici în premiere muzicale în această seară. Doamnelor și domnilor, Maria Arpenti și Petru Pogor. Și sufletul vibrează. Miros de brad cu stea-n vârf și luminițe multe în casa noastră se aprind dorința ne salut. Ninsă ramură de brad, când lumina
Și tu-i duci în casa mea. Eu te